vorbit el cu Didilă și... Bine v-am regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcani încotro. Bogăția unui popor nu stă în bani, ci în muncă. Sub acest motto, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași a organizat pe data de 26 aprilie un simpozion științific internațional pe tema zootehnia modernă, factor al dezvoltării durabile. Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirea 100 de ani de învățământ superior agronomic la Iași, cu participarea filialei Ieșenea Academiei de Științe Agricole și Silvice, precum și autorității naționale pentru cercetare științifică. La eveniment au participat și doi manageri din Pașcani, recunoscuți și apreciați pentru rezultatele obținute până acum în agricultură și zootehnie. Este vorba despre Nicolae Apostol, fondatorul grupului de firme Costaron, și Dumitru Pantaze, managerul societății Agrocomplex ESA Pașcani. Cei doi au primit din partea organizatorilor câte o diplomă de excelență pentru management performant în agricultură, alături de alți trei manageri. O distincție. Vom discuta. Ceva... Alături de alți trei manageri de top, Adrian Porumboiu, Culiță Tărâță și Grigore Horoi, ceea ce reprezintă o mândrie pentru municipiul Pașcani. În această seară vom vorbi despre acest eveniment, despre cum se poate face performanță în agricultură și mai ales cu ce sacrificii și ce perspective are agricultura românească în viitor. Tot în această seară vom vorbi și despre pericolul izbucnirii unei crize alimentare mondiale în maxim 10 ani de zile, subiect despre care s-a vorbit intens la acest eveniment. Așadar, invitații mei din această seară sunt domnul Nicolae Apostol, fondatorul grupului de firme Costaron. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Dumitru Pantazi, managerul societății Agrocomplexe ESA Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Cei care au întrebări sau comentarii în legătură cu emisiunii sau pentru invitații mei le pot adresa la numărul de telefon 0232711121 sau 0766 800644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Cu ce am greșit? Păi a spus o diplomă. A fost o distincție, o distincție care, cum să zic eu, încununează activitatea noastră profesională de o viață și a fost dată în mâna acelor manageri care au performat pe parcursul vieții. Deci nu e... Asta voiam să vă întreb. Ce reprezintă, în primul rând, ce reprezintă acest eveniment care a fost organizat și la care au participat, iată, manageri de top din agricultură, industrie alimentară? Deci a fost un simpozion cu zootehnia care a coincis cu 100 de ani de învățământ agronomic în zona Moldovei. La acest eveniment au participat pe lângă cadrele universitare de la Iași, cadrele universitare din întreaga țară, membri ai Academiei, oficialități guvernamentale și foarte mulți reprezentanți ai mai multor unități de învățământ din foarte multe țări. Deci am rămas extraordinar de surprins de faptul că au fost inclusiv din Pakistan. Da. Interesant. Și a fost un, zic eu, un eveniment deosebit și iar noi am avut plăcerea să primim o astfel de distinție. Aș putea spune că a fost o chestie chiar emoționantă. M-am raportat la părinții mei și de fapt am început să-mi dea lacrimile, după aia la învățătoarea mea, la profesorii mei și din școala generală și din liceu, după aia cadrele universitare de la Universitatea Agronomică și, normal, e o încurunare a muncii tale de o viață. Bun. Și nu ușoară. În fel de fel de etape ale istoriei României și ale veții noastre. Sigur. Cât de important a fost acest eveniment pentru dumneavoastră, domnule Pantaze? Eu îl consider ca o recunoștință a celor peste 30 de ani de când lucrez în agricultură. Practic, am implementat în producție cunoștințele pe care le-am dobândit pe parcursul facultății. Sigur, nu știu ce considerente au stat la baza desemnării celor 5 candidați, dar cred eu că, în primul rând, profesionalismul de care toți
și nu numai noi, toți cei cinci și nu numai noi, l-am dovedit pe parcursul anilor cât am lucrat în acest domeniu. Bun, e adevărat, cinci profesioniști care au dovedit rezultate, cinci profesioniști care au vorbit, au avut intervenții ascultate și apreciate acolo la Iași. Noi am filmat, am dat un reportaj de la fața locului. Ce reprezintă, iată, distinția pe care ați primit-o, sau ce ar trebui să reprezinte pentru comunitatea noastră, pentru Bașcani, pentru colectivul pe care îl conduceți? Fii, în primul rând, cei care conduc trebuie să fie un model pentru conducerea companiei, pentru restul salariaților și am spus-o acolo că această distinție nu este numai a mea, este a celor care au condus societatea, a celor aproape 1000 de salariați din grupul de firme Cosarom și aici, pentru cei care nu știm, vreau să spun că grupul de firme Cosarom are aproape 1000 de salariați cu activitate în agricultură, cultura vegetală, zootehnie, creșterea porcului la Swim Brother la România. Acolo avem o investiție pe care o finalizăm acum la începutul lunii iunie, o investiție de vreo 15 milioane de euro. Va fi cea mai modernă fermă, sau de fapt nu e fermă, e un complex integrat acolo de ferme din Uniunea Europeană și o spun fără niciun fel de rezerve, pentru că respectă toate reglementările de după 2014 cu referire la partea de bunăstare a animalelor. E un concept nou care va fi obligatoriu pentru toate fermele de porci și de păsări. După aia am preluat din faliment la Iași o unitate avicolă pe care am adus-o la standarde occidentale. Cosarom, la fel, dintr-o secție a fostei întreprinderi de industrializare a cărnii Iași, s-a transformat într-o unitate etalon pentru România. Toate acestea s-au făcut cu mari sacrificii, fără fără ajutoare politice, fără ajutoare guvernamentale. Totul s-a făcut prin surse proprii de finanțare și prin credite luate de la bănci. Deci, de fapt... Și cu management de performanță, că practic asta a fost apreciată. Și cu management performant, adică trebuie să știi să-ți formezi o echipă de oameni cu care, în care să ai încredere, cu care să ai o viziune de viitor, că dacă n-ai o viziune și, cum să fiu, sincer să fiu, și eu și echipa de la Cosarom avem o viziune. Adică am crezut în ceea ce înseamnă integrare în Uniunea Europeană, am crezut în ceea ce înseamnă dezvoltare economică a României, am crezut în ceea ce înseamnă siguranța alimentară, din cauza că tot conceptul care l-am creat este un concept integrat, un concept prin care să asigurăm un produs sănătos, un produs de bună calitate și proaspăt. Mai ales pentru consumatorii din Pașcani, zic eu că este un lucru extraordinar de bun să ai unități economice care să-ți livreze produse proaspete și nu produse care să vină din alte zone și să aibă și un termen de valabilitate mare. Bun, vom discuta chiar în amănunt despre cele două firme. Dar spunea ce reprezintă pentru Pașcani... Da, și voiam să mai adaug o întrebare pentru dumneavoastră. În ce măsură instituțiile din Pașcani știu să aprecieze și au făcut-o, știu să aprecieze astfel de merite. Pentru că, știți bine, managerii de top sunt foarte greu de găsit și foarte greu de păstrat. Vreau să zic, Cătălin, pentru Pașcani, mă scuz, Miticu, vreau să spun că pentru Pașcani mai reprezintă faptul că ai angajat niște salariați,
plătești impozite și taxe locale, după aia plătești impozite și taxe la nivel central, iar de acolo parte din ele se întorc înapoi la, în bugetul, din bugetul național în bugetul primăriei. Deci sunt beneficii așa extrem de importante pentru oraș. Problema este să avem cât mai multe unități economice așa de al domnului Pantazie, eu știu, Pacmaia sau celelalte care mai sunt, văd că alea mari au cam dispărut sau aproape pe cale de dispariție. Și e păcat dacă nu știm să ne protejăm zona economică, nu știm să facem în așa fel încât să creăm locuri de muncă, să avem un concept și o viziune de a crea locuri de muncă, de a asigura, cât de mică facilitate exact celui care dorește să investească. Și se poate crea facilitate și la nivel local, și la nivel județean, și la nivel central. Depinde de voința politică, așa, depinde de voința administrativă. Și pricepere. Și pricepere, corect. Da. Bun, vă rog, domnul Fantaze. Da, doream să spun că această distinție o dedic și eu tuturor celor care au contribuit la formarea mea profesională și de om și, bineînțeles, colectivului Sece Agrocomplex, unde mi-am desfășurat din viața mea, cred că mai mult de 70% din activitatea acolo mi-am desfășurat-o. Ca și influență, implicare acestor societăți pentru municipiul Pașcani, pe lângă cele arătate de domnul Apostol privind locuri de muncă, taxe, impozite, o componentă o reprezintă și produsele de calitate, proaspete și la un preț uneori chiar mai mici decât prețul pieței sau decât prețul altor firme concurente. Faptul că noi ne dezvoltăm an de an, aceasta duce la crearea de noi locuri de muncă, deci contribuim la asimilarea și la atragerea forței de muncă în cadrul unităților noastre. Așa cum spunea domnul Apostol, și noi avem un proiect, am accesat câteva proiecte și guvernamentale și europene. Și acum avem în implementare un proiect pe care eu l-am mai prezentat de 4 milioane de euro pentru a asigura acea integrare fără de care nu poți să te dezvolți. Deci dacă politicienii noștri și politica agricolă a României nu o să înceteze să mai vândă materie primă, în primul rând să asigure consumul populației și să vindem pe piața externă, ieftin, să vindem produse agricole cu valoare adăugată, ridicată, astfel încât să aibă o contribuție ridicată în PIB-ul României, România, cred eu că greu și foarte încet se va dezvolta, pentru că agricultura, trebuie să o recunoaștem, este una dintre cele mai oportune domenii de activitate pentru noi și sunt destui factori care contribuie la dezvoltarea agriculturii. Pământul, deosebit de bună rețea hidrografică, foarte amplă și judicios amplasată pe teritoriul României și prin aceste proiecte a pătruns tehnică dezvoltată, tehnologie dezvoltată și cel puțin 30-40% din randamentele în agricultura României sunt de top european și poate chiar mondial. Bun, am observat și nu de puține ori, unii vorbesc așa cu un ton malițios la adresa celor care lucrează în agricultură, la adresa celor care, iată, fac performanță în agricultură. Și atunci când pun în comparație, nu știu, produsele românești, de exemplu, cu cele venite din străinătate, parcă se pune mai mult preț pe acele produse din străinătate decât produsele noastre românești.
Este corectă o asemenea abordare? Nu, e o mentalitate, deci mentalitatea venită din care, cum să vă zic eu, dinainte de 89. Deci noi, la vremea respectivă, iar chiar și acum, după 20 după, ceva da, de ani? Da, chiar și acum. Chiar și acum, după 20 ceva de ani, există acel snobism unde oamenii așa se duc și, dom'le, dacă e ceva străin, e bun. Așa, eu spun cu toată responsabilitatea că dacă e ceva românesc, este foarte, foarte bun. Bun, acum sunt și firmulițe din astea care nu lucrează la modul corect, nu respectă normele sanitare, sanitar-veterinare, de mediu, siguranța alimentului. Așa. Și fac evaziune fiscală. Deci, aici, într-adevăr, sunt niște probleme, dar problema stă în curtea instituțiilor de control ale statului, care ar trebui să verifice și să asigure cetățeanului un produs de calitate. În unitățile care sunt făcute pe proiecte europene, unitățile care au investit, deci toate unitățile respective au specialiști, au ingineri de industrie alimentară, ingineri chimiști, au oameni de specialitate unde nu ai voie să greșești. Ai laboratoare, așa, unde faci analizele. Nu-ți poți permite. Deci se urmărește trasabilitatea produsului de la materia primă până la furculița consumatorului. Poți să vezi dacă s-a greșit și unde s-a greșit. Deci nu e marea noastră greșeală a românilor că nu avem un concept din ăsta tipic austriac. De exemplu, în Austria am văzut într-un magazin și am rămas foarte surprins că erau niște vinuri ciliene. Vinul cilian e considerat unul din vinurile cele mai bune ale lumii. Un vin franțuzesc și vinuri austrieci. Nu, ele nu excelează vinurile austrieci. Ei, cetățenii austrieci nici nu se uitau la celelalte vinuri. Ține de educație. Da, ține de educație. Ține de educația poporului din cauza că, domnule, mâncând din produsul țării tale, nu faci altceva decât să ai o activitate, să dezvolți o activitate, să creezi locuri de muncă, să plătești impozite și taxe și astea vin toate în țară la tine. Că produsul străin, ce face? Îți ia banul de la tine din România și se duce în țara respectivă. Ei, noi, cum să spun eu, bun, cât e duș și gust ceva, asta este alt aspect. Așa, dar de a face o chestiune de, cum să zic eu, de un obicei din a cumpăra produse străine este o mare greșeală pentru noi ca și cetățeni, ca și popor. Dacă. E păcat. Păcat că nu avem un pic de naționalism cât de cât în noi. Corect. Bun, nu avem o educație în sensul ăsta. Ce să facem? Și păcat că nici zone ale mass media, deci nu mă refer la cea din zonă privată, mă refer la cea din zonă publică. Televiziunea națională, radio național, care ar trebui să aibă programe de genul ăsta. Deci nu faci la televiziunea națională program de eu știu, sau dai și acolo niște programe artistice sau dar încerci să educi populația în sensul ăsta, încerci să educi populația ce înseamnă Uniunea Europeană, ce înseamnă proiecte europene, ce înseamnă să fii corect, ce înseamnă civilizație. Asta ar trebui să fie rolul mass media publice. Bun, felicitări și mulțumim celor doi invitați pentru ceea ce fac pentru Pașcan. Cred că ar fi timpul ca în acest oraș să fie promovați asemenea oameni care muncesc cu dăruire și profesionalism, spune un telespectator. Mai știm mulțumim. Să prețuim, mai știm mulțumim. Să prețuim, să-i prețuim pe cei care muncesc pământul? Vedeți, ideea aceasta că în agricultură nu există cunoștințe sau nu trebuie cunoștințe prea avansate sau prea vaste, cred că vine din trecut, pentru că, știți bine, noi am avut o agricultură de subzistență, iar înainte de 1960,
principala sursă de venit și ocupația românilor a fost agricultura. Iar după 1960, când a avut loc colectivizarea și să știi în ce condiții și în ce mod s-a făcut deposedarea de proprietate a românilor, a făcut ca pentru acest domeniu de activitate să existe un oarecare dispreț. Dar eu cred că lucrurile ar trebui să intre în matca lor ferească și cei care lucrează în acest domeniu trebuie să aibă cunoștințe profesionale deosebite, în primul rând pentru că lucrează cu organisme vii, lucrează cu genetică, lucrează cu salariați, deci trebuie să fie un bun administrator. Trebuie să aibă cunoștințe privind investițiile. Deci sunt un manager în agricultură de talia domnului Apostol, Porumboiu și ceilalți, deci au cunoștințe vaste în toate domeniile. Deci el realizează când dorește să facă o investiție, dacă merită să o facă sau nu merită să o facă. Deci nu ai numai cunoștințe strict de a lucra pământul. Sunt cunoștințe mult, mult mai vaste. Și faptul că după 1990 noi am distrus tot ceea ce a fost și bine făcut în agricultura României, eu consider că a fost o greșeală. Avem astăzi 10.000 milioane de hectare de teren arabil și nu mai avem nicio fabrică de tractoare. Nu mai avem nicio fabrică de utilaje agricole. Mai e ceva pe la Piatra Neamț și pe la Craiova. În rest, toate sunt duse la nu fierbic. Avem strategii, deci, guvernamentale. Noi ne întrebăm de locuri de muncă, ori agricultura era cea care oferea pe orizontală posibilitatea să genereze, să creeze locuri de muncă. Atât în amonte, cât și în avale. Și pentru producția vegetală și mai departe prin integrarea producției vegetale, prin procesarea producției agricole și zootehnice. Ori lucrurile acestea, politicienii noștri, cred că au avut o viziune, sau mai bine zis, nu au avut nicio viziune privind strategia de dezvoltare a agriculturii. Fiecare guvern, fiecare clasă politică care a fost la guvernare și a susținut guvernul respectiv a venit cu ideile, cu părerile și cu programele, așa zisele programe pentru agricultură, care nu și-au găsit continuitatea în acest domeniu. Nu a fost un minim de consens politic pentru realizarea unui program național pentru agricultură, prin care să integrezi toate activitățile din agricultură, plecând de la învățământ, cercetare, de la cartarea agrochimică a solului, de la cultură vegetală, zootehnie, industrie alimentară și chiar în extensii, mergând până la comerț turism. Deci, bun, dar nu pot fi depășite orgolile politice nici măcar când e vorba de siguranță națională. Păi când te gândești că în momentul de față vorbești așa, să bate monedă mai mult pe un program de subzistență și semi-subzistență, adică ce facem? Facem o agricultură de tip medieval când tu te aștepți peste 10-15 ani să fie o criză alimentară la nivel mondial fără precedent, tu în loc să te pregătești de performanță, unde să găsești toate soluțiile posibile pentru comasarea terenurilor, să găsești toate soluțiile posibile pentru ca să-i integrezi toate aceste verigi din agricultură, că s-au făcut investiții pe toate aceste lanțuri, dar ele nu sunt corelate. Ai capacități de abatorizare, de procesare de 6-7 ori mai mari decât ai avea fermi zootehnici. De exemplu, la porc, importăm 70% din necesarul de carne de porc pentru procesare. Nu mai vorbim de faptul că tot la porc importăm purcei la 20-22 de kilograme. Anul trecut, cam 150 de milioane de euro ne-au costat acești purcei importați. Păi, dom'le, nu suntem întregi la minte. Deci o țară cu asemenea potențial agricol, care poate să hrănească peste 80 de milioane de locuitori, tu, așa, importi cărnuri.
Deci este o rușine națională. Dar cine se înțeleagă? Deci mai mari, eu știu, cei care au condus destinele guvernelor până acum din zona agriculturii, te rog să mă crezi că ei văd agricultura prin prisma porcilor care i-au crescut ei acasă, doi porci care au crescut într-un coteț și care miroasă mai mult decât într-un complex de porci, prin niște păsări lăsate prin curte care face o mizerie din nedescris. Așa. Păi dacă te duci într-o fermă de pui de carne sau într-o fermă de găini ouătoare, te rog să mă crezi, este o stare de igienă perfectă. Ca să nu mai vorbim, să vorbeau de cuștile alea, că așa, păi în cușca ai un ou perfect, curat, într-o stare de igienă. Ei, în celelalte unde te duci și îl găsești prin tot găinațul, prin toată mizeria, așa, vorbind așa în termeni populari. Deci, deci noi ce vrem să facem? Așa, bun, suntem și împinși din, eu știu, de zona altor forțați țări. Forțați determinați. Forțați determinați, da? Să ne apucăm să facem noi o agricultură de aia de tip medieval. Nu. Și a devenit o piață de consum. România are România are o vocație așa, pentru o mare performanță. Păi vindem cereal? Păi să lăuda domnul ministru Tabără că domnule, am vândut nu știu câte cereale. Păi da, ai vândut cereale, ai vândut materie primă, ai vândut subvenții europeană și subvenții românească. Și atunci, la ce ți-a folosit toată treaba asta? Când tu trebuiai să faci, să crești animale, trebuiai să faci industria alimentară, așa, să vinzi în țară la tine și să ai disponibilități la export, așa, de produse agroalimentare, tu vinzi cereale? Păi, asta este o gândire de viitor. Noi am aderat la Uniunea Europeană, sunt 20 de ani de la apariția legilor proprietății și nici actualmente nu sunt finalizate aplicarea acestor legi. Sunt destule neconcordanțe între titlurile de proprietate eliberate și situația din teren. Nu există cadastru general, nu există posibilitatea de a face limitarea administrativă a unităților administrativ-teritoriale. Pentru că neavând cadastru general, nu știi de unde până unde sunt limitele unităților administrative. Pe de o parte. Pe de altă parte, proprietarii de teren foarte mulți nu mai există, sunt în lumea celor drepți și au rămas moștenitorii. Mulți dintre ei nu au posibilitate să facă succesiunea și pentru că constituie un efort financiar destul de ridicat, există o taxă, pare mi se, de 2% din valoarea. De multe ori prețul este mai mare decât prețul terenului. Prețul realizării cărții funciare este mai mare decât valoarea de piață a terenului. A fost o greșeală legea 18, așa cum a fost ea aplicată de-a lungul timpului? Nu știu, cred că i s-a dat o conotație politică prea mare acestei legi. După părerea mea, această lege trebuia să încheie cu 10 articole maxim. Oamenii știau unde și-au terenurile, fiecare se prezenta la proprietățile pe care le-au predat la fostele CAP în 1960-62, ce era ocupat de sistematizare, de construcții, făcea cerere și despăgubiri sau era suficient pământ la stat. Foarte, foarte mulți au beneficiat de prelungirea acestor legi ale proprietății. Știți bine că s-au modificat prin 3 sau 4 legi. Nu uite că dacă era o politică de stat ca lumea, spunea așa, domnule, până la 5, 6, 7 hectare, cartea funciară se face cu titlu gratuit. Și o făcea statul pe banii dânsului. În condițiile astea nu făcea altceva decât dădeai drumul la un proces de comasare terenului. Că oamenii mai în vârstă n-au niciun interes să facă cartea funciară acum, din cauza că este extrem de costisitoare. Și rămâne la stadiul la care este. El chiar de are vreo 3 hectare de teren, el are 1 hectar și ceva pe aici, divizat în vreo 3-4 parcele. Și atunci ce face? Deci e o nebunie ce este. Ați fost prefect, ați fost senator, ați avut intervenții și destul de articulate. Va asculta cineva? Că ascultă, problema este să existe voință politică. Nu a existat voință politică. Și cum e? Deci ce înseamnă voință politică? Ca toate partidele să se așeze la o masă rotundă, pătrată, dreptunghiulară
și să ia această decizie. Dacă ați fi fost ministrul agriculturii, că au fost propuneri și discuții în acest sens, ce ați fi făcut? Mie îmi pare rău că n-am acceptat când la vremea respectivă, din cauza că avem alte priorități la grupul de firme. Dar chestiile erau destul de simple și de logice. Dacă te duci și explici așa, factorului politic și ești corect cu tine însuți, după aia ești corect cu cei cărora le expui și nu ai niște interese ale tale, că și aici, deci noi ne suspicionăm din mama focului, adică credem, domnule, în spatele la toată treaba asta trebuie să stea vreo șmecherie, vreo afacere. Te duci și explici clar care sunt beneficiile realizării acestei activități. A mai fost încă, zic eu, o chestie bună cu renta viageră. Da. Dar nici de aia nu s-a ținut. Nu s-a ținut pentru faptul că s-au schimbat miniștri. S-au schimbat din nou. Au fost miniștri agriculturii, deci să schimb 2-3 miniștri agriculturii într-un mandat, este o nebunie. Ce să mai... Deci nu... Plus de asta, neavând un program național pentru agricultură, nici băncile nu te creditează, domnule. Deci dacă noi am avea un program ansamblat, armonizat pe toate aceste segmente pe care le-am spus, Banca Mondială ar fi prima care ne-ar finanța cele mai importante proiecte. Este vorba, de, în primul rând, de proiectul ăsta cu canalul Siret-Bărăgan. După care, dacă în momentul în care Banca Mondială finanțează activități din agricultură, atunci vin și celelalte bănci comerciale și finanțează. Dar trebuie să aibă un program foarte clar și coerent. Așa că vine un ministru, gândește ceva el, așa. Vine alt ministru, gândește... Deci nu face altceva decât să bulverseze companiile, nu mai au companiile alea, nu pot să-și facă un plan de afaceri nici măcar pe un an. Nu mai vorbim să-ți faci un business plan pe 2-3 ani, pe 5 ani, pe 7 ani. Deci, că până la urmă, asta este. Dacă ai o viziune și vrei să dezvolți ceva, trebuie să-ți faci un plan de afaceri pe mai mulți ani. Nu vezi că acum vorbesc acum de buget multianual. Ăsta trebuia vorbit de ani. Așa, nu vorbește acum de buget. Un alt pericol care bate la ușă României, îl constituie vânzarea de teren către străini. Faptul că noi nu am fost pregătiți pentru o piață liberă funciară, pentru că am venit după 50 de ani, știți bine cu cine am confruntat în perioada respectivă, necapitalizați și am acces am intrat într-o piață liberă. Foarte mulți străini vin, cumpără teren, lucru care, după părerea mea, cred că este un atentat la suveranitatea națională și la siguranța alimentară a României. Vin, fac exploatații agricole, profitul pleacă, cumpără teren, arendează, iar profitul și uneori și producția agricolă pleacă dincolo de hotarele țării noastre. Este, după părerea mea, politicienilor ar trebui să le dea de gândit și să intervină cât se mai poate interveni pe lângă instituțiile europene pentru a amâna cel puțin o perioadă de 10-15 ani, 20 de ani de zile, să amâne acest fenomen, pentru că altfel va fi foarte greu. În condițiile în care ar fi fost un concept de Uniune Europeană tipic Statele Unite ale Americii, unde se dezvoltă armonios toate regiunile, toate țările, atunci, cum să spun eu, nu contează că vine un investitor din Anglia, din Olanda. Problema este că el lucrează aici, creează locuri de muncă aici, dar problema e cu totul și cu totul alta. Noi am început să devenim o piață de desfacere, am început să devenim să nu mai dezvoltăm noi afaceri investitorii români pentru faptul că nu ai capital, băncile în momentul de față nu mai sunt românești, așa, și atunci e firesc că pe cine o să capitalizeze băncile? Oameni de-ai lor. Și într-adevăr, vin, cumpără, așa, fără niciun fel de probleme. Este
Și sunt suprafețe mari luate, sunt unele de suprafețe care... Ar fi chiar peste 10% din suprafață. E mai mult de 10%. E aproape 20%. Bun. Da. Am foarte multe mesaje și întrebări pentru dumneavoastră. Sunt sigur că produsele agricole ale domnului Pantazi, în special cartofii și mulai, au salvat multe familii de la foamete, zice cineva. Prețurile scăzute ale acestora i-au salvat de umilința de a cere ajutor de la cei care ar trebui să-l ofere. Cei plătiți din banii publici, iată, sunt oameni care vă apreciază pentru ceea ce faceți. Și eu am cumpărat, asta toamnă pentru cantină. Da, și administrația vă critică că livrați sau lapte sau ceva de genul ăsta pentru instituțiile din subordine. Vă întreabă cineva dacă ați fi nevoit să porniți alte afaceri de la zero. Credeți că ați mai reușit să atingeți acest succes? O întrebare bună. Sigur, tot de aceeași profesie m-aș apuca, pentru că am îndrăgit această meserie. Fac cu plăcere, depun suflet, nu contează efortul pe care îl depun. Cu siguranță de aceeași activitate profesională m-aș apuca. Că aș putea ajunge la nivelul acesta, dar dacă muncești, ai capacitate administrativă, organizatorică, nu este imposibil. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Bun, în momentul în care, deci vorbim, să începem o nouă afacere. Bun, nu mai avem banii care i-am avut la vremea respectivă. Că la vremea respectivă aveam vreo 40 de ani. Când deci bani, dacă am întoarce anii cu 30-40 de ani Nu. Ce bani? Banii sunt al companiilor, banii sunt al așa. Sigur, eu personal nu am bani. Banii s-au investit toți, bani cu bani au venit și băncile, deci suntem aici un mix de investiții. Și cu banii, sursele proprii de finanțare și cu banii băncilor. Da, vă adresez o întrebare din partea unui telespectator, o întrebare care vă place dumneavoastră foarte mult. Spune cineva, cred că ar fi timpul ca în acest oraș să fie promovați asemenea oameni care muncesc cu dorăire și profesionalism. Domnule Apostol, de ce nu candidați pentru primăria Pașcani? În primul rând, eu am reședința la Iași. Nu mai poate că s-au depus deci, candidaturile. Sunt locuitor a municipiului Iași. Am avut oferte și pentru municipiul Iași, dar am declinat toată această ofertă pentru faptul că încă mai am vreo câteva luni alte priorități. Marea greșeală este că dumneavoastră plătiți taxe la bugetul local, iar alții le risipesc prin clientelismul politic. Sperăm să fie votat primar domnul Pantazi, spune cineva, ca să facă orice la primărie. Mulțumesc. Bun. Haideți să ne întoarcem la agricultură. Haideți să discutăm puțin despre societățile dumneavoastră. Știi ceva, Cătăline? Cred că ar trebui să schimbați vocabularul ăsta de agricultură, pentru că gândirea de agricultură în România e privită ca un cultivator de cereale sau un crescător de... Deci noi trebuie să vorbim... Trebuie să privim un concept modern, un concept care există în țările dezvoltate și anume industrie agroalimentară. Când vorbim de industrie agroalimentară, înseamnă că deci armonizăm toate segmentele, facem valoare adăugată pe toate segmentele și facem produs finit. Facem o adevărată industrie. Deci noi nu mai putem vorbi în momentul de față de o agricultură de tip medieval. Asta se face în zonele, într-adevăr, care sunt defavorizate și România are nevoie de acest concept. Așa? Deci am spus-o și am să o repet mereu tuturor celor care conduc destinele României. Am discutat nu de mult la Codnari cu viitorul ministru al agriculturii, preț de aproape 40 de minute și i-am spus care sunt dorianțele noastre, celor din industria agroalimentară. I-am spus că trebuie să fie foarte apropiat de asociațiile profesionale, pentru că pe ei îi deservesc, așa, pe cei care lucrează în sistem și și împreună putem face lucruri bune. Are și el un feedback cu ceea ce se întâmplă în realitate în domeniul ăsta a industriei agroalimentare și în felul ăsta poate deveni și el performant. Și el, și guvernul, și partidul în care face parte. Deci, cum să spun eu, beneficiile sunt ale tuturor, inclusiv al comunităților locale,
Deci, asta trebuie să înțelegem noi, că dacă nu dezvoltăm economic, restul este vorbă goală. Că dacă dezvolți economic, ai și sănătate, un sistem de sănătate bun, ai și un sistem, un învățământ bun, o administrație bună. Deci, fără zona economică, restul, am spus. Vă întreabă cineva, cu cât contribuiți la bugetul local? Deci, cu tot cu bugetul de stat, 20 de miliarde de lei, peste 20 de miliarde de lei. Costa Romă? Da, mult mai mult, probabil. Da, e în jur la vreo 6 milioane de euro pe an. Bun, adaug eu întrebarea. Ce sprijin, ce recunoștință primiți înapoi din partea instituțiilor publice locale? Păi, nu e vorba de, numai de instituții republice. Că am avut o discuție așa, inclusiv cu fostul ministru de finanțe. S-a început să răfăm cu fostul ministru de finanțe, cu Ialomițeanu. Și am spus, domnul ministru, așa, că ne-am dus la dânsul cu problema evaziunii fiscale, cu importurile astea de carne, de legume, care se fac prin fel de fel de filiere, așa, unde toată lumea se bate pe acest 24% TVA, să-l furi. Aici l-a furat TVA. Și noi plătim, cei care am investit corect, care am creat locuri de muncă, plătim impozite și taxe, deci noi suntem victimele acestui sistem, în condițiile în care ei, așa, nu intervin să facă curățenie în zona asta a evaziunii fiscale. Deci evaziunea este la mari dimensiuni. Aici e vorba de miliarde de euro, nu-i de joacă. De asta, eu știu, zic eu că ministrul Ungureanu, primul ministru Ungureanu, bun, noi inclusiv în zona dânsului am discutat problema asta a evaziunii fiscale. Inclusiv cu domnul Blejnerescu, care ne-a dus în vreo trei rânduri la dânsul cu trei asociații profesionale și am explicat, domnule, gândește-te că omori economia serioasă a României. Păi ei erau principalele filiere de furat în toată ecuația asta. Da, dânsi erau principalele filiere. Și le-am spus că dacă nu facem ceva, nu rezolvăm nimic. Ei, sper să se facă ceva pe zona asta a evaziunii și sper ca, eu știu, agenții economici serioși să nu aibă probleme, să n-aibă de suferit din cauza asta. Dar în zona sprijinului administrativ... Spuneați ce recunoștință avem... Păi vă întreb, pentru că se uită oamenii la dumneavoastră și la dumneavoastră... Noi nu dorim o recunoștință anume. Eu, personal, am avut multe discuții când eram viceprimar și cu cei care... cu echipa care conduceam administrația locală, pentru că aveam dublă calitate și de contribuabil substanțial pentru bugetul local și de, în același timp, de administrator al banilor publici. Și constatam nu de puține ori când, deși sunt cei mai scumpi bani, banii publici, cu atâta lejeritate și cu un oarecare risipă, se cheltuiesc. Deci și recunoștința pe care o dorim să copiii noștri să învețe în școli dotate, să circulăm pe drumuri normale și bune, practicabile, să avem utilități ieftine și servicii prestate de calitate. Astea sunt dorințele pe care le dorim. Deci, un confort social, un confort social, de bun simț. O normalitate. Da. Nu dorim o recunoștință anume pentru faptul că contribuim la bugetele locale și nu numai. Eu am cerut ministrului Ialomițeanu să ne trimită la, în momentul în care se închide anul financiar și cei care au plătit impozite și taxe să ne trimite măcar câte o scrisoare de mulțumire. Am zis că n-au bani. Nu, domnule, hai domnule să fim serioși. Și am explicat fenomenul care... Deci, și aici este o chestie foarte importantă. În momentul în care tu trimiți măcar o scrisoare, domnule, ți-o trimis un ministru o scrisoare prin care îți mulțumești și într-un fel așa, îți apreciază activitatea ta. Este, cum să zic eu, o chestie de moral. Așa. Deci este o recunoaștere în plan moral, care de multe ori contează cu mult mai mult. Deci eu când eram prefect, cum să spun eu, n-am făcut nicio gaură în cer sau în pământ, dar am făcut în așa fel încât
să mă apropii foarte mult societatea civilă. Pentru că exista o prăpastie foarte mare între administrație, pe de-o parte, și societatea civilă. Eu veneam din zona societății civile, adică a mediului de afaceri. Când am văzut că și mediul universitar are și el o probleme, atunci are și el probleme. Atunci ce am zis? Hai, domnule, să creez acea punte de legătură ca să pot așa, să vedem ce se întâmplă, să am și eu feedback-ul și să vedem ce se întâmplă în toate domeniile astea, în toată societatea civilă, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale. Ei, și uitați-vă în statistici și o să vedeți, pentru că v-am zis, i-am motivat mai mult în plan moral, în plan psihologic. Văzând că realizează niște proiecte, erau zile în care eram invitat în 2 sau 3 instituții de învățământ superior pentru faptul că discutau din niște proiecte, să-mi dau și eu cu părerea, să am și eu un punct de vedere. Și, cum să spun, uitați-vă în statistici și o să vedeți că anul 2003 a fost singurul an de creștere economică în județul Iași, nici până, nici după, n-a mai fost creștere economică. Și am zis, nu am făcut, avem niște programe cu mult mai ample, mai mari, dar dacă politicul este cel care decide, atunci trebuie să te aliniezi. De cele mai multe ori, banii publici se cheltuiesc netransparent. Eu spuneam cum cheltuiam în perioada când eram viceprimar. Dar știți bine că de un an și jumătate noi nu știm pe ce s-au cheltuit bani la primăria Pașcani. Nu s-a prezentat execuția bugetară pe ultimele 2 trimestre ale eu anului 2000. Eu ți-aș propune să discuți chestia asta. Ultimele 2 trimestre ale anului 2011 și nici pe trimestrul 1 al anului 2012. Bun, asta doream să scot în evidență că de cele mai multe ori banii publici se cheltuiesc netransparent și fără să ia act cei contribuabili și cei care ar trebui să știe unde ajung banii lor din taxe. Bun, și impozite. Insistă un telespectator și eu aveam intenția să vă întreb. Haideți să discutăm puțin despre societățile dumneavoastră pe care le conduceți. De unde le-ați luat și unde au ajuns? Asta și da, ca un exemplu. Da, un exemplu. Vă rog. Deci, în 90, văzând că exista un investitor străin care vrea să cumpere întreprinderea de industrializare a cărnii Iași, deci noi eram o secție a acestei mari unități. Și efectiv, am zis că, domnule, dacă intrăm în fora asta, zic, s-ar putea să ne trezim, eu știu, după câțiva ani, că vom falimenta. Am făcut demersuri la guvernul de la acea vreme, guvernul Roman, și era ministrul agriculturii, Dumnezeu să-l odihnească, ministrul Țipu. Am făcut demersuri pentru desprinderea din fosta întreprindere de industrializare a cărnii Iași. S-a desprins și îngrășătoria. Și ne-am luat soarta în brațe. Într-o primă fază am fost unitate de stat, după care în 92, printr-un program pilot de privatizare, deci se făcea un experiment cu 25 de societăți care se privatizau printr-un program pilot al Guvernului României cu consilierea și consultanța asigurată de către Uniunea Europeană. Ne-am privatizat în 92, avem clauze post-privatizare 20 de ani. Deci inclusiv anul ăsta am clauze post-privatizare pe care le-am respectat și le-am depășit, le-am înzecit față de clauzele care mi le-au pus ei. Și, cum să spun eu, era o chestie de onorabilitate. Nu trebuia să mă fac de râs nici eu ca persoană, nu trebuia să fac de râs nici compania, trebuia să nu fac de râs nici județul și nici țara din care sunt. Chiar a fost după analiza făcută pe mai mulți ani, suntem considerați ca un fel de miracol pentru zona asta. Dar nu e niciun miracol pentru că, cum să spun, a fost o chestie de normalitate pentru că noi am fost corecți, așa. Nu am
prăduit unitatea, ba din contra, am încercat pe cât este posibil să mulțumim și salariații cât de cât și să îndestulez unitatea. Că dacă îndestulez unitatea, atunci cu certitudine că unitatea aia va trăi bine. Care este valoarea de piață, dacă se poate spune așa nu ceva știu, la grupului? Era, nu știu, nu pot să spun acum, de ce să vorbesc prostii? Că noi am făcut investiții în ultimii 6-7 ani de vreo 60 de milioane de euro. După aia am cumpărat Suimprodul Roman, tot printr-un program de privatizare. Era prima pe lista de lichidare în județul Neamț și a zis, domnule, hai să ne producem singuri materia primă, să ne producem singuri porcul, să nu mai umblăm așa cu sărmâna pe la toate fermele și este una când îți produci tu materia primă și alta când primești de la alții. Așa era la vremea respectivă. Deci am făcut investițiile care trebuia să le facem la vremea respectivă, niște investiții, cum să spun eu, nu de mare anvergură pentru faptul că oricum noi trebuia să modernizăm din temelii toată unitatea aia. Adică ce înseamnă din temelii? Anul trecut am dat jos tot, am rămas cu structura de rezistență, iar în momentul de față investiția este aproape finalizată, am spus, este o investiție model pentru Uniunea Europeană. Deci nu o spun fără niciun fel de rezervă. După aia, în 2001, parcă, am cumpărat ca și active fosta societate Prodavis Iași, care era în faliment de vreo 2-3 ani. Tot la fel, de acolo ne-am ambiționat, ne-am zis noi, mergând prin Germania și văzând ferme de pui de carne, am zis, domnule, nu doresc să mor până nu o să am niște ferme de pui de carne. Ei, mi-au dat și ferme de pui de carne. Așa. Nu a fost ușor, a fost foarte greu. Am scos de acolo munți de gunoi. Am scos crescuse pe clădirile alea, erau deja crescuți copăcei de acolo. Nu mai să zici că burian. Așa. Iar au crescut copăcei. S-au făcut investiții foarte, foarte mari. Bun, concluzionând acum? Concluzionând, așa, după aia s-au făcut investițiile pe programul SAPART, așa, cu fermierul și... Distribuiți în țară și în străinătate. Distribuim în țară, așa, și în străinătate. Adică vindem pe piețe grele, pe piețe extrem de pretențioase. Vindem în Anglia, Irlanda. Deci sunt bucuros că un cetățean de la Iași m-a oprit într-o zi să-mi spună că este mândru că este ieșean, că a văzut produsele mele la Londra, așa, cu stegulețul României. Ce vrei mai mult? Deci o recunoaștere mai mare ca asta, așa, a muncii tale de viață. După aia, în Germania, în Spania, în Italia, în Grecia, în Cipru. Asta înseamnă și bun. Mai suntem în negociere acum cu două țări nordice. Foarte frumos. Bun. Agrocomplex hrănește... Da, cât să spun? Și pașcaniu, noi pâine, ne-am înființat lapte. În 1991, pe structura fermei zootehnice a fostului CEAPE Munca Pașcani. Am început cu 15 salariați și cu baza tehnică și dotarea care era la momentul respectiv. An de an ne-am dezvoltat, am arendat terenuri, avem peste 3500 de hectare de terenuri arendate și am achiziționat și baza de recepție, deci avem și spațiile de depozitare necesare pentru producția pe care o realizăm în cultura plantelor de câmp și tot ce înseamnă bază tehnică pentru a lucra terenurile și pentru a desfășura activitatea în fermele pe care le avem. Domnul Apostol a ieșit pe piața europeană și numai pe piața europeană cu produse din carne, iar noi avem colaborare cu firmele de semințe Syngenta, Pioneer, Monsanto, KVS și producem peste 1000 de hectare de semințe. Asta ar însemna pentru câteva
zeci de mii de hectare de teren semințe, deci care, ajung în țări din Europa și nu numai. Sigur, noi încercăm an de an să facem investiții, pentru că dacă nu faci investiții, rămâi în urmă, și să integrăm tot ceea ce producem în cadrul unității. Vă spuneam de acel program pe care îl implementăm și sperăm într-un an și un an și jumătate să-l finalizăm. Integrăm laptele, integrăm grâul, integrăm porumbul prin fermele zootehnice pe care le avem și în final încercăm acel traseu de la pământ la consumator să fie cât mai în siguranță și cu de calitate și prețuri accesibile. Pentru că spuneați de criza alimentară, va fi o criză alimentară? Nu. De natură că nu vor exista produse agricole. Nu vor fi bani. Nu vor fi bani. Deci accesibilitatea populației pentru a cumpăra produsele agroalimentare va fi din ce în ce mai mică, pentru că produsele agricole înglobează costuri mari din energie. Reală este această criză care se anunță, criză alimentară în câțiva ani de zile? Cătălin, gândește-te la faptul că crește populația lumii, globului, de la 7 miliarde la 9 miliarde. Deci e vorba de 2 miliarde de oameni. Aceste 2 miliarde de oameni vor afecta mari suprafețe de teren ca să-și construiască o căsuță sau măcar, eu știu, un cort, dacă și-l pun, tot ocupă o anumită suprafață de teren. Așa. După aia, solurile astea erodează în toată lumea. De asta e nevoie de un program de îmbunătățirea tehnologiilor. Asta cu erodarea solurilor. Un program de regenerare solurile. Ameliorarea. Da. Deci asta pe de o parte, ce spunea domnul Apostol, pe de altă parte apar alte oportunități pentru agricultură și anume energia, bioenergia, bioetanolul, care câștigă teren da. Sunt în detrimentul exact. alimentației populației. Și sigur, cred că celor care gândesc la nivel, știu, regional, global, mondial, trebuie să le dea de gândit acest lucru. Pe de altă parte, vedeți, populația din ce în ce are venituri mai mici. Având venituri mai mici... Vorbim de sărăcie. Exact. Nu are accesibilitate pentru aceste produse agroalimentare strict necesare, dar care vor fi din ce în ce mai scumpe. S-a vorbit cu un ton destul de grav și dumneavoastră ați intervenit, și dumneavoastră, și ceilalți trei care de asemenea au primit distincții. Cam toți din cei care au luat cuvântul au vorbit despre o posibilă criză alimentară mondială. Ar trebui să dea într-adevăr de gândit și cei care se uită la noi sper să nu fie foarte speriați. România nu are totuși o șansă de a-și valorifica, iată, potențialul agricol așa încât să nu fie. Da, o să o aibă, dar nu românii. Și cei care vor cumpăra terenurile în România și ei vor vinde ei, nu noi. Deci noi vom fi niște simpli executanți salariați ai dânșilor, în condițiile în care noi nu știm să ne apărăm proprietatea, în condițiile în care noi nu știm să realizăm un program clar și coerent pentru întreaga agricultură a României. Deci vor ajunge să vândă ei, nu noi. Deci că în momentul de față, o spun cu toată răspunderea, sunt peste 2 milioane de hectare cumpărate. Din total 9 milioane și ceva de teren arabil. Deci, și cum să cumpăr în continuare? Problema este că ce facem noi în sensul ăsta? Deci noi ca și guvernanți, ca și țară care conducem politic, nu, e... Concomitent cu criza alimentară. Deci, aș spune mai multe, dar... Concomitent alimentară se prefigurează o criză a apei. Deci fenomenul de deșertificare nu este, știu, o problemă de... Corect.
a unor strategi sau a unor oameni care au viziune în acest domeniu. Faptul că apare această criză a apei, implicit va afecta și producția agricolă. Noi spuneam anterior că avem un sistem hidrografic atât de bine repartizat pe teritoriul României și ar trebui să avem din cele 10 milioane de hectare cel puțin. Și nu știm să le extragem. Cel puțin 3 milioane, 4 milioane să le avem irigate. Ori noi nu avem nici... Și de procesul nici... de certificare a apărut este aproape deja... de noi. Este în zona Dolj. Așa. Da. Pentru faptul că s-au distrus acele plantații de pom, perdelele de protecție, așa, și distrugându-se, au început solul să... cu vânturi, cu tot absolut... Și ce spunea domnul Pantase cu procesul de certificare, uitați, de exemplu, zona arabă a avut o câmpie extraordinară, așa, și făceau niște producții extraordinare. Nu mai au apă. Deci, neavând apă, s-a terminat și cu pământul. Deci, e o zonă care trebuie puneți-vă să dea... Puneți-vă microfonul, vă rog. E o zonă care trebuie să dea de gândit tuturor. Și de asta noi vrem să fim un pic mai naționaliști și să dezvoltăm și acest concept naționalist cetățenilor noștri, să cumpere produsele noastre, sunt produse sănătoase, produse proaspete, produse într-o stare de igienă perfectă și e păcat așa să nu avem grijă de noi, noi de noi. Poate unii ne privesc cu oarecare invidie. Nu li doresc să, mai ales în perioada asta de criză economică mondială, să aibă parte din insomniile noastre. Da, e o perioadă extrem de grea când te gândești că ai niște salariați la care trebuie să le dai pâine, te gândești că trebuie să-ți plătești birurile la stat, când te gândești că trebuie să-ți plătești creditele și dobânzile aferente la bănci, nu este... Deci nu-i fericesc. Am ajuns la finalul emisiunii. Înainte de a vă adresa ultima întrebare, o întrebare de la un telespectator, domnule Pantazi, la ce folosește mașina care arată de parcă e desprinsă din filmul SF? De câte ori trec cu mașina pe lângă ea, am senzația că mă pot strecura pe sub roțile ei fără mare efort. Nu știu la ce mașină se nu știu, cred că e vorba de un tractor imens care are niște roți cât... e o mașină pentru tratamente fitosanitare, deci are roțile foarte înalte pentru a putea intra indiferent de faza de vegetație a culturilor, să putem intra, să putem face tratamentele fitosanitare. Bun, pe final, foarte pe scurt, lăcusta verde, spune persoana respectivă. Foarte pe scurt, dacă ar fi să dați un sfat celor care dețin pământ și lucrează așa cum pot, ce sfat l-ați da în calitate de profesionist, de manager, iată, de top? Păi eu, primul sfat care l-aș da celor care dețin pământ este să intre în sisteme de asociere, să dea pământul în arendă și să fie lucrat într-o formulă comasată. Altfel, vor avea o agricultură de tip medieval, vor obține 700-800 de kilograme de grâu la hectar sau 600, porumb cam tot la fel, deci asta e păcat. Deci, mare de 1000 în momentul în care intri, așa, te duci într-o societate performantă care știe să facă tehnologii așa, și are potențial. Și are potențial, atunci cu certitudine că acea companie va ști să dea îngrășămintele și naturale așa, și chimicii, cu certitudine că această firmă va ști să aplice toate tehnologiile moderne, dar aici nu-i dau eu sfatul domnul Pantazi. Pe scurt, ce sfaturi ați da celor care dețin pământ? Vedeți, pe lângă faptul că nu există nicio strategie, nu există nicio zonare a producției agricole. Prin proiectele și prin autoritățile de management s-a ajuns cu persicul în zona montană. Și cu alte specii favorabile în zona montană s-a ajuns în sud. Deci nu a fost o coordonare de la nivel central. Sigur, sunt anumite activități din agricultură care sunt pretabile activității familiare. Mă refer la legumicultură, pomicultură, floricultură și așa mai departe. Dar acești
proprietari de terenuri, doritorii care doresc să investească în acest domeniu, în pământul lui, în proprietatea lui, va trebui oarecum să se asocieze în grupuri de producători pentru ca să cumpere inputurile mai ieftin, să și să poată valorifica producția la prețuri mult mai avantajoase. Trebuie spus că peste câțiva ani nu se le mai dă nicio formă de subvenții în condițiile în care nu sunt într-o formă de asociere. De asociere. Da. Pe de altă parte, sunt zone, cum suntem și noi, în zona de deal, de zona subcarpatică, au scăzut efectivele de animale dramatic după 1989. Am ajuns pe la 2 milioane și ceva de capete de taurină, vreo 4 milioane, pare mi se, de porci, vreo din 14 milioane cât se creșteau la taurină, 8 milioane se creșteau înainte de 1989. O oportunitate o reprezintă pentru această zonă vaca de carne, pentru că există o nișă pe piața cărnii de vită și cei care au anumite suprafețe de pășune, teren agricol, cred că este mult mai la îndemână să crească câteva animale pe suprafețele de teren și îi dă și valoare adăugată terenului și pentru el este un venit suplimentar. Da, asta în special în zonele de deal și de munte. Bun. Avem 4 milioane de hectare de funețe și pășuni, care nu sunt folosite, nu sunt judicios exploatate. Bun. Mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră. Mai am în continuare întrebări, dar am epuizat spațiul de emisie. Mulțumesc și telespectatorilor pentru atenția cu care ne-au urmărit. O seară plăcută în continuare. Mulțumesc.